liniște, mă, să ne organizăm un pic, să vedem și noi cum o să fie viitorul, că după aia ne vine rândul la zodie, că nu e bine. Știți, era un ban, nu pot să spun la ora asta, că ar putea să fie emisiune frumoasă, poate ultima. Până atunci însă, doamnelor și domnilor, Sanda Ionescu se află alături de noi. Doamnelor, domnilor, o fată studioasă, a venit cu o carte, scrie acolo ceva. E agenda astrologică, mi-ai dat-o și mie. Oanei, mai precis. Mi se pare normal. Dacă ai dat-o Oanei, e ca și cum mi-ai fi dat-o mie. Și acest reprezentant de vaza zodiacului, el ce zodi, tu ce zodie ești? Care vreau. Scriu la microfon, domnul. Care vreau. Zi-mă, vărsător. Vărsător. Eram sigură. Pentru că? Da, are față de vărsător? Nu, că vorbește mult. A, vorbește mult? Da. Și eu nu vorbesc mult? De un pești. Ești vărsător. Te-au mințit toată viața. Și Florin Piersic e vărsător. Exact, da, exact. Da. Are același aspect. Dacă venea Florin Piersic, nu mai vorbeam niciunul de loc. E adevărat, da, da, e al și iubit. Bun, doamnelor și domnilor, a venit Sanda cu un scop și domnul cu un scop. O să vreau să îmi spui în viața ta așa, când ai întâlnit niște zodii, cum a fost, că în general știi, când e Scorpion așa, când e Balanța așa, când este, da? Nu e problemă, te explic eu imediat. Se pune și că și ăsta cu astrolog. Că ce vorbești, bine de astrologi, da, da, exact. Păi da, Nostradamus a fost elevul meu și nebunea. Da? Cine a fost elevul tău? Nostradamus. Uite că știi că a fost astrologul Nostradamus. Dar să știi că există o medicație și pentru asta. Când spune că e Nostradamus elevul lui, știi ce se spune despre vărsători? Vali, să nu dai, că sunt demenții zodiacului. Ce ești tu? Berbec. Stai o secundă. Cine a zis asta a avut un punct de vărsător a zis... Te uiți la el, nu pare normal. Da. Sunt cumva anormal, par anormal, mă, par anormal. Ca, e singur om pe lumea asta care când sunt sărac, dar relaxat. Păi, nici un sărac nu e relaxat. Păi, hai, cel mai sărac, deci nu ești normal. Da, deci nu ești normal. Paranormal? A, nu, nu. Băi, paranormal. Cască ochii la mine. Băi, și... extraterestri, paranormal sau paranormal? Paranormal. Și s-a ales praful de aici. Pară, țuică, normal, eu știu ce ești, da. Bun. Deci, cum suntem, dragă Sandra? Cristi, în primul rând, nu ți-am spus bine. Îți mulțumesc că m-ai primit la tine în emisiune și mă bucur că sunt din nou aici și salut telespectatorii. Dacă avem cumva senzația în perioada asta că e Mercur retrograd... Nu e? Aia e, nu, e mai rău. Jupiter a retrogradat în Gemeni la dispoziția lui Mercur, da, și să știi că se amplifică energia aceasta de retrogradare. Trebuie, deci și Jupiter poate să facă nasoale? E mai rău decât Mercur. Nu știu, eu am senzația cam de, că Jupiter, fiind o planetă, socială, o planetă foarte puternică, ea s-a manifestat dinainte și am văzut chiar și în televiziune cum se strică aparatură, telefonia. Deci am avut probleme foarte mari cu telefonul și chiar mă gândeam ce se întâmplă. Deci de la Jupiter am avut noi sarabanda de microfoane mai devreme. Exact. Acum știm, da. Exact. Dacă vedem că ceva nu se leagă în viața noastră, atenție, fii atent ce e important, acum mi-a trecut prin cap. Luna mai, dacă am avut un feeling în luna mai, da? Dacă am avut niște sentimente atunci când Jupiter a intrat deja în Gemeni, niște sentimente, niște intuiții că ceva nu funcționează, iar acum ni se dovedesc a fi reale acele intuiții, adică sunt persoane care pleacă de lângă noi, la job, se pare că nu mai este aceeași energie. Dar mai știu eu cine ceva... eram în luna mai, cât a trecut de atunci? Nu se pare că a trecut repede anul ăsta? Parcă. Deja ne, da, ne gândim ce facem de Crăciun și Revelion. Îl văd, da? Acum pe Tudor că mai are puțin și cât înalt cât mine și atunci îmi dau seama că trece vremea. În momentul de față nu se întâmplă un fenomen nemaipomenit în astrologie și în astronomie. Sunt 5-6 planete retrograde. Jupiter, da, dar nu este un fenomen extraordinar. Am mai văzut ceva pe Facebook, a scris cineva, apropo că ai zis tu că toată lumea știe astrologie. Vai, de pe lângă planetele astea sunt și nodurile lunare retrograde. Nodurile lunare, așa sunt ele, retrograde tot timpul. Jupiter a intrat în retrogradare acum 2 zile, adică în data de 9 și stă, atenție, până pe 4 februarie. În februarie deci, până pe 4 februarie o să fie nasol? Nu știu dacă o să... Nu, uite-te la mine, nu. Și zi direct, nu mă mai... Mai devreme m-a sunat un coleg de-al meu de la emisiunea unde sunt eu în fiecare duminică și lui merge foarte bine.
Dar sunt persoane... Păi ce om e ăla care îi merge bine? Dar să știi că și anul vărsătorului. Am sau nu am dreptate? Nu, e fecioară. E fecioară cu ascendent în leu. E anul vărsătorului, nu te umfla în pene. E anul vărsătorului, să știi. E anul vărsătorului. Cât e sărac de relaxat, dar merge treaba. Cașcavalo, scântări. Bun. Dar să știi că și mie mi-este bine și mulțumesc lui Dumnezeu. Adică am avut un an foarte ok. În momentul de față simt susținerea celor din jurul meu. E bine. Jupiter amplifică. Noi în astrologie știm că marele benefic, atenție, din punctul meu de vedere, este benefic. Dar acest mare benefic amplifică ceea ce găsește. De ce, Cristi? Pentru că 80%, poate puțin știu asta, 80% Jupiter are nucleu de stea. Trebuia să fie a doua stea din sistemul nostru solar și atunci transmite către noi ceea ce noi emitem. Deci este foarte important, atenție, că lucrăm la mental. Da. Felul în care gândim acum, da, aia se manifestă foarte rapid. Ca să înțelegi ce perioadă traversăm noi acum, o să mă duc în ciclicitate repede. Am înțeles. Ce s-a întâmplat în 2000? 2000? Ce s-a întâmplat? Că noi nu mai eram 2000, copii sau eram copii? 2012, ce se spunea atunci? Că e sfârșitul 2012. Exact. Pentru că este o ciclicitate ce are loc din 12... 99 a fost eclipsa aia și zicea că iarăși o să fie până la soare, nu s-a întâmplat exact, nimic. Exact. Noi în anul 2000... În 88... și în 2000 zicea că se termină. Exact. În 2000 zicea că se termină lumea, da? Deci venim cu tot felul de speculații apocaliptice și care... Și acum 2024, odată la 12 ani, și acum zice că începe războiul exact. Mondial. Exact. Stă mâna cu mâna pe buton cetățeanul, bombardeaua. Berbec! Începem direct cu zodiacul. Începe, dragă, da? Te mai uita la ei. Bun, nu mai uit. Bun, deci pentru berbeci. O să încep doar cu energia benefică, da? Cu soluțiile, le spun direct. Așa, bravo. Da? Puneți mâna și scrieți. Deci, berbec. Berbecii, dacă în momentul de față au idei minunate, să le expună, da? Să vină adică cu tu. El. Adică, da, și eu. Da. Dacă își doresc cumva să se apuce de scris, eu chiar îmi doresc să mă apuc de scris, acum este momentul să înceapă. Poți fi foarte bun speaker în momentul de față, poți ține workshop-uri, deci este momentul berbecilor de a ieși din punct de vedere comunicare în față. La Tauri, să știi că se pot amplifica bănuții. Dacă ei au curajul de a-și expune propriile valori. Aha. Deci taurii sunt foarte bine în zona financiară. Dacă știi că ei sunt mai... eu știu să fac un lucru și pe ăla-l fac. Nu, trebuie să iasă din confortul ăla rigid al taurului și să îndrăznească să dea drumul și la valorile pe care ei le-au ascunse. Când vorbim de gemeni, pentru că vorbim de un Jupiter în gemeni, aici mi-am adus aminte când am avut eu Jupiter pe ascendentul meu. Aici vorbim și de ascendent. Și cum a fost, dragă, când era Jupiter pe atunci ascendent? Am a fost un an bun? Extraordinar. Atunci am avut curajul. S-a făcut și vinul bun pe vremea da. Aia. Așa. Acolo, pe deal sus, erau niște podgori. Așa, zi. Atunci când am avut eu Jupiter, când a fost Jupiter în berbec și a fost pe ascendentul meu, am avut curajul să ies în față. Știi că acum 3 ani când am venit la tine că tremuram toată de ce emoții. Ce pochile erai, da. Da, da. Deci aveam da, emoții. Acum. Și acum am emoții, să știi. Lăsați. Bun. Deci, la gemeni, gemeni o să fie. Strălucire, curaj și aveți curajul, dragi gemeni, să ieșiți în față și să spuneți lumii. La gemeni e foarte important ce spun, aia să facă. Pentru că gemenii știi că ei sunt, spun multe, promit multe, uită că promit prea multe și uite să mai facă, da? Deci e foarte important. Nu știu exact despre ce e vorba, așa că mergem mai departe. La raci. Cei care au ascendentul în rac... Nevastă ta în ce zodie? Mea? Da. Balanță. Balanța e? A, ca Florin al meu. Da? Acum. Deci avem un echilibru. Nu, dar mai dat în captrisc o să fie bine. Zi. Bun. Cei care au ascendentul în rac, Cristi, ei sunt oricum foarte sensibili, așa că ăsta este racul, da? Vorbim de elementul apă, vorbim de o sensibilitate emoțională foarte mare, ei se întorc în trecut foarte mult. S-ar putea să audă anumite burfe. Aha. Ei trebuie să înțeleagă un lucru. Să învețe din ceea ce aud. Sunt niște lecții, da? Adică aud că nu știu ce n-am făcut eu bine sau corect. În loc să le ia ca pe niște critici destructive, mai bine le iau ca pe niște critici constructive. La leuți, pentru că vorbim totuși de o zodie foarte puternică, lei, dacă nu înțeleg că ei fac parte dintr-un grup și că nu doresc să sunt pe scenă acolo și nu integrează corect prietenii, unii prieteni se pot duce din viața lor, dar nu este rău pentru că ei vor avea parte de noi prietenii și dragilor, dragi lei, voi ar trebui să învățați un pic și lecția altruismului.
Dacă le ducem la fecioară, fecioarele... Ai dacă... zis bine asta cu leu, da. Ai zis-o bine. Cam așa. Da, ei trebuie să fie și un pic mai altruiști. Da, da. Să învețe lei. Asta e selecția lui Jupiter retrograd pentru lei. La fecioare. Fecioarele știi că sunt foarte muncitoare, sunt foarte dedicate. Așa este. Îi dau pe restul la o parte și spun lasă că fac eu în locul tău. Așa este. În momentul de față, fecioarele pot primi anumite beneficii. Statutul lor social se poate modifica în bine, în mod special. Adică pot deveni chiar conducători de firme. Așa. Dacă au dovedit că pot fi în stare, nu doar să servească, ci la, și să-i pună și pe ceilalți să servească. Aha. Deci este foarte important ca fecioara să învețe chestia asta. La balanțe, măi, balanțele, dă Doamne să fie așa, că eu l-am pe Florin, balanță. Da, da, diferă. La microfon, domnul, e televiziune, da, nu e bă. Mă scuza, așa. Deci, da, dar femeile față de bărbați sunt diferite total. Așa este. Fratele, așa este, femeile sunt este. Frumoase, bărbații își doresc femei frumoase. Ai nevastă frumoasă. Și nu glumesc, nu glumesc. A luat un bărbat frumos. Adevărul e că ești acest Highlander al muzicii românești. Așa. Balanțele, în momentul de față, vor dori, apropo de vacanțe, să știi că acest Jupiter retrograd în Gemeni nu prea ne susține vacanțele. E posibil, dar nu prea ne susține vacanțele în afara țării. Cel puțin ce ai acum. Făcut? Da. Nu prea suntem susținuți. E posibil, nu știu, ba să fie o problemă cu avionul, ba cu bagajul, ba uite cum e acum... unul din astrologii care or să fie pe scena Astroanima este în Orlando, Alexandra Coman. Sper să treacă bine de uraganul ăsta, să vină în România. Adică, uite, ce aduce acest Jupiter care a fost și eclipsa din 18. Una care în America față de un ciclon de România? Da, exact. Da. Așa, da. Deci balanțele în momentul ăsta. Cel mai bine pentru ele, ca să le alchimizăm. Dacă și-au dorit vreodată să învețe ceva altfel, ceva balanțele. Nou. Balanțele, da. E momentul să intre în anumite studii elevate. Hai cu Scorpion. Scorpionii. La Scorpionii grav. Cei care au accident de Scorpion. Dacă cumva au datorii, e momentul să și le plătească. Datorii financiare. N-are. Așa. Te gândi la Oana, da? Ei vor traversa o perioadă de transformări emoționale foarte puternice. Ei oricum sunt o apă adâncă, așa este Scorpion, o apă adâncă în care acolo sunt ascunse multe trăiri. Acele trăiri profunde ale Scorpionului trebuie integrate și să conștientizeze că, de exemplu, vine Vali și, nu știu, vine cu bicicleta și îmi lovește mașina. Să nu mă enerve, să mă gândesc că poate m-am întâlnit cu Vali ca să vină aici la tine la emisiune. Pretinde că era să-l calc cu mașina când era el cu bicicleta. Nu pretind. Astăzi. Este o minciună în fals, cum a pe spus cuvântul tău. 30 de ani. Bă, dar data viitoare te mai și fotografiezi. A, ești de la care păi filmează. Și filmezi tot. Dar nu reciclam, nu făceam nimic. Nu, tu gesticulai singur în mașină. Să mai zici de mine că... Cucu. Vorbeam cu ăsta. Dar nu-i treaba mea. Îți dai seama, vezi unul la real, zice... Bă, ce e asta? Om, uite, vezi, aduce și diferite dispute în trafic, Jupiter retrograd. Dispar de aici, da. Hai să mergem la către săgetători. Hai că mai avem câteva zodii și trebuie să cântem băiatul. Dacă avem săgetătorii care sunt în relații benefice, da, și nu sunt relații afișate, da, da, și au cumva acolo probleme, mici dispute, e bine acum să le regleze. Dacă avem săgetători în relații afișate, dar nu de căsnicie, să știi că e un moment bun pentru căsnicie, pentru săgetători în momentul de față. Așa? Da. Mai departe? Capricornii. Știi că capricornii sunt și destul de orgolioși. Jupiter retrograd în Gemeni în momentul de față le cere capricornilor să fie ceva mai smeriți. Ei trebuie să aibă grijă la locul de muncă, să fie mai integrați cu colegii și atenție să pună foarte mult accent pe sănătate, că vezi că e perioada virozelor. Aha. Da? Adică da. Să nu le lase așa, să le trateze. Când vorbim de vărsător, vorbim de bucurie, de viață cu acest Jupiter retrograd în Gemeni. Vorbim de aici iubire. Mă poate arăta pe mine. Ai față de bucurie, de viață. Vorbim de scenă. Deci dacă ai proiecte, da? Avem. Tu ca artist, dacă ai proiecte, dacă ai piese noi, e bine acum să le expui. Și voi, dacă aveți idei noi, hobby-uri, expuneți-le, vă faceți planuri de vacanță pentru anul viitor. Bravo. Și pentru peștișori, pentru așa. Pești. Dar vezi că te tu ai ascendentul la mine, rac. Grijă ce zici. Păi nu, că tu ai ascendentul rac. Important ca pești, în momentul de față, să accepte trecutul, să fie conștienți de faptul că trecutul
este cel care ne-a dus în prezent, indiferent cum a fost el. Mai scrii moșteniri acolo, ce vrei să spui? Da, și moșteniri. În cazul în care este nevoie, da, peștii pot avea parte de moșteniri până luna februarie și după luna februarie când o să unde intre... Unde nu dă Dumnezeu. Nu se știe de unde vin moștenirile sau niște bani câștigați mai ușor. Niște moșteniște datorii... Dar nu știu, da. Aia se duce la repede la ghicitoare? Eu sunt ghicitoare. Nu ești ghicitoare. Ceam așa. Și zice, ești astrolog, iar. Te rog eu frumos, repede, timp și mie... viitorul. Ai bani? Da. Pune banii pe masă. Păi, banii, zice, trecutul ai văzut, prezentul vezi, viitorul ai să-l vezi, dar banii nu-i mai vezi. Exact, da. Da, doamnelor și domnilor, domnul se duce cu instrumentul la, acolo unde se cântă, acolo. Vin și eu după tine să dansez, da, dacă n-ai normal. Dansatoare. Prin urmare, da. Astro anul 2024, 90 noiembrie, Alexandra Coman, Romeo Popescu, prietenul nostru, Valeriu Pănoiu, Rișvan Rusu și Sanda în calitate de organizator și vedetă. Foarte frumos. Da, este a treia ediție și îți mulțumesc că mă susțin și tu mă susții și în această a treia ediție. Pe 9 și 10 noiembrie așteptăm pe toată lumea la Astro Anima Fest. Să știi că am scos-o de pe panou, pe era și Minerva, draga noastră Minerva. Ce Minerva? E bună vioră? Da, este în spital la Arad, da, chiar s-o suni. Uite, s-o suni, a avut o intervenție chirurgicală. Sănătate, vorbim după și... aia dacă nu vrea să spună, nu? Da, da, sănătate multă. Păi, și... lume bună. Și să știi că am făcut o chestie anul ăsta. Am mai făcut acum 2 ani. Am adus, o să aduc pe scenă un astrolog bun, dar care nu este renumit, să-i ofer șansa să arate lumii ce foarte știe. Asta e prietena mea, da, 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 știu, da, că am mai făcut asta acum 2 ani. Adina Tripon e prietena mea. Dar o să fie Rizvan, Valeriu, Alexandra, care ea este acum în Orlando, despre ea vorbeam mai devreme. Și numerologul Romeo Popescu. Și vă așteptăm cu mult drag, să știi că avem și spectacol. Claudia, o să fie, o să cânte și Florin. Poate vii și tu anul ăsta. Olelei, cântă Florin. Ducu Berții, uite, zic. Ce drăguț, da, mâncarea. Claudia Ghițulescu, o să fie și ea. Da, petrecere mare, doamnelor și domnilor. O să fie bine, bravo, Sanda, mult succes. Mulțumesc, Cristi. O să mai vorbim cu Sanda. Sunt sărac de